Michel Zevaco, Curtea Miracolelor, capitolul 8, Fontainele Bleu În dimineața zilei în care François I părăsi Parisul, însoțit de curtea sa, Manfred îl anunță pe Lontene că o să se ducă la Fontainele Bleu și îl puse la curent de tot ceea ce se întâmplase în noaptea aceea. Dar adăugă el, tu însuți ai să încerci să-l salvezi pe Dole. Trebuie să mă aflu la Paris în ziua aceea. Te las să pregătești totul după cum socotești. așteptând momentul ca să acționezi. Cum ți-aș da de știre, frate? spuse Lantone. Ascultă, de la Paris la Fontainebleau nu este în fond pentru un de stoinic, decât o poștă. Cam dificilă, sunt convins de asta, dar nu avem de ales. Dacă nu se grăbește ceva, te vei mulțumi să-mi dai de știre înainte de ziua în care ai hotărât să acționezi. Dacă, din potrivă, prevezi necesitatea de a acționa pe neașteptate, mi-l vei trimite pe Cocarder în goana mare și ne vom întoarce împreună. Da, spuse cu frigurare la Antone, căci, fără ajutorul tău, nu am sorți de izbândă. Poți fi sigur că voi fi lângă tine la nevoie. La Antone, dădu din cap însemn că a înțeles. Între cei doi, atât de siguri unul pe celălalt, nu era nevoie de prea multă vorbărie. Ai un plan de atac? Reluă Manfred. Întrevăd o posibilitate, atâta tot procesul va dura mai multe zile. Dacă Dole este condus la tribunal, putem încerca o răpire sau poate chiar în incinta tribunalului. În sfârșit, încă nu știu precis, împrejurările mă vor călăuzi. Dar tu, serman prieten, ai să reușești? Ah, ce n-aș da să te însoțesc, să te susțin, să te încurajez, să mor alături de tine la nevoie. Dar aceste două nefericite trebuie să rămân în preajma lor. Nu te necăji pentru mine, frate. Suntem trei bărbați de nădejde. Așadar, bun rămas. Bun rămas și nu uita. În caz de alarmă, cocarder va veni la mine. Fii liniștit. Cei doi prieteni se îmbrățișară. Apoi Manfred plecă să-l întâlnească pe cavalerul de Ragastan și pe tribule. Regele pleacă la ora două după amiază, spuse Ragastans. Adinaure am aflat. Manfred poli. Sperase ca regele să mai rămână câteva zile la Paris. Asta, reluă cavalerul, modifică într un câtva planul nostru. În loc să plecăm în dimineața asta, vom pleca după amiază. De ce așa?" zise Manfred, care ardea de nerăbdare să intre în luptă. Pentru că sosirea noastră la Fontainebleau, înaintea curții, nu va lipsi să trezească curiozități în jurul nostru și că, în fond, avem nevoie să trecem neobservați. Dar dacă vom ajunge după sosirea curții, nu vom fi amenințați de aceleași curiozități pe care vreți să le evitați? Desigur, dar dacă am ajunge odată cu ei, cum? Vreți să călătorim împreună cu regele? Domnul Cavaler are dreptate, exclamă tribulei. Este cel mai sigur mijloc ca să nu fim remarcați. Nici în timpul călătoriei, nici la sosirea noastră la Fontainebleau. Bleu. Ora plecării fu calculată, deci, după plecarea curții. Spada cap trebuia să ia parte la călătorie. Prințesa Beatrix rămăsese la Paris și se instală din nou la palatul pe care Ragastans îl închiriase în strada Canet. Într-adevăr, nu mai exista niciun motiv pentru ca palatul să fie supravegheat și acolo Beatrix ar găsi locuința aranjată cu servitori și slujnice. După ce executară o seamă de pregătiri, la orele trei după amiază, Ragastan îți dădu semnalul de plecare. Adică, la o oră după plecarea lui François I și a curții. Cei patru călăreți ieșiră din Paris și se îndreptară spre drumul Melunului. Către orele cinci, cum se lăsă seara, Manfred, care mergea la trap în frunte, zărie arie garda escortei regelui. Chiar de atunci, se menținură la aceeași distanță. Privind de mai multe ori în urma sa, lui Ragastan si se păru că zărește în spatele său, pe drum, un călăreț ce mergea la trap. Să fim oare spionați? gândi el. Se opri și își mână calul, coborând într-o adâncitură dincolo de marginea drumului. Aștepta acolo, dar poate călărețul necunoscut observase manevra sau poate o luase dintr-o dată pe alt drum. Căci Raga Stans așteptă zadarnic. Destul de neliniștit, își ajunse prietenii în galop, dar cum în clipa aceea își întoarse privirile din nou, văzu același cavaler care îl urmărea mereu. O să vedem noi, gândi el. La orele șase după amiază, ajunseră la Liuson. Sat așezat la jumătatea drumului între Paris și Fontaine Bleu. Curtea trebuia să nopteze aici și furieri plecați mai înainte, pregătiseră locuințe pentru toată această lume. Locuințe care le făcură pe câteva dintre doamne să izbucnească, pentru că erau obligate să se mulțumească cu așternutul vreunei țărânci. Ragastan și prietenii lui găsirea adăpost la un fermier din împrejurim care, pentru doi scuzi, se învoi să-i lase să doarmă în șură. A doua zi, dis de dimineață, escorta o porni la drum. Cei patru prieteni își luară locul în urma coloanei. În momentul în care se intra printre primii copaci din pădure, Ragastan zări din nou pe călărețul necunoscut, ce călătorea în tihnă la o mie de pași în urmă. Ați observat pe omul acela care ne urmărește? Întrebă el pe însoțitorii săi de drum. Manfre și tribule se uitară în urmă și îl zăriră pe călăreț. Un spion, făcut tribule. Vreau să-l arestez, spuse Manfred. Nu, Continuați drumul. Mă oblig să aflu cu cine avem de-a face, spuse Ragastans. Să vă însoțesc, monseniore? întrebă spada cap. Inutil, bărbatul e singur. Manfred, spada cap și tribule își continuară așadar drumul și Ragastans, părăsind drumul, se afundă într-un desiș unde se opri. De data asta manevra e reușit după dorință. După zece minute, îl văzut trecând pe necunoscut, urcat pe un cal viguros și înfășurat cu grijă într-o mantie largă. Ragastans așteptă să fie întrecut. Atunci, părăsit ufișul și din câteva fuleuri, îl ajunse din urmă pe necunoscut. Se opri în dreptul lui și salută politicos. Domnule?" întrebă el. Vreți, fără îndoială, să vă alăturați curții regelui François I? Necunoscutul aruncă o privire rapidă asupra cavalerului și răspunse Și dumneavoastră, domnule de Ragastans? Ragastans tresări și încruntă din sprâncene. Dar în acest moment, călărețul își ridică toca care îi cădea pe ochi, își scoase mantia, și pentru moment acțiunea se oprește aici. Te invit ca împreună să aflăm cine este surprizătorul și misteriosul spion pe care Ragastans îl recunoscu. Urmează indicațiile din pagina www.cărțiaudio.eu Curtea Miracolelor, Michel Zevaco sau în secțiunea membrii de pe canalul de YouTube, Cărți Audio. Te aștept acolo ca împreună să aflăm uimitoarele aventuri ale cavalerului de Ragastans.